Hoții de lemne luați cu asalt de către polițiștii sibieni. În ultimele 24 de ore, oamenii legii din Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol Sibiu au descoperit doi bărbați din Scoreiu și Cârțișoară care transportau ilegal material lemnos. Anchetatorii spun că cei doi, cu vârste de 35 și 37 de ani, se ocupau de aceste activități ilicite încă din luna ianuarie. În cursul zilei de miercuri au fost prinși transportând ilegal lemne în valoare de aproape 33.000 de lei. Cei doi s-au ales cu o amendă usturătoare. În ziua de 14 iunie, în baza verificărilor efectuate de către polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Sibiu, s-a constatat faptul că în perioada ianuarie-iunie, doi bărbați cu vârsta de 35 respectiv 37 de ani, domiciliați în Scoreiu, respectiv Cârțișoara, în calitate de transportatori neprofesioniști, au transportat ilegal cantitatea de 132,45 metri cub de material lemnos în valoare de 32.731 de lei. Cei doi bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare totală de 20.000 de lei, iar cantitatea de material lemnos menționată a fost confiscată valoric. Acțiunile polițiștilor continuă și în perioada următoare. Polițiștii sibieni spun că vor continua astfel de acțiuni și în perioada următoare, astfel încât pădurile județului să nu mai dispară peste noapte. După profesori și angajații din spitale ies în stradă. Membrii sindicatului Solidaritatea Sanitară au făcut joi proteste în toată țara. La Sibiu au manifestat medici, asistenți, infirmieri, dar și personal TESA, care își desfășoară activitatea în spitalele de pediatrie, psihiatrie și TBC. Sindicaliștii spun că au pe listă un număr de 10 revendicări. Aceștia le cer guvernanților acordarea drepturilor salariale prevăzute de lege, acordarea sporurilor, plata gărzilor, actualizarea valorii indemnizației de hrană sau deblocarea posturilor din sistemul public de sănătate. Noi avem un set de 10 revendicări, un decalog al revendicărilor și în primul rând cel mai tare ne-a deranjat reacția guvernanților la legea lor de a nu discuta cu toate federațiile reprezentative la nivel de sector de sănătate. Apoi ne deranjează foarte mult că la ora actuală mai sunt încă salariați în sănătate care nu au salariile la nivelul anului 2022. Avem de asemenea sporurile pentru condiții de muncă sunt raportate la salariile din 2018 și de cum la cele actuale. Avem o problemă cu noua lege a salarizării. Noi am negociat cu Ministerul Sănătății o lege a salarizării pentru partea de sănătate, unde am agreat anumite lucruri, iar Ministerul Sănătății, după încheierea negocierilor, a tergiversat transmiterea către Ministerul Muncii proiectului negociat cu noi. Și când în sfârșit a făcut-o, a modificat de la unilateral anumite lucruri în ceea ce privește plata orelor pentru lucruri de noapte și plata orelor pentru lucruri în sărbătorile legale. Protestatarii de la Sibiu au manifestat în fața spitalelor unde își desfășoară activitatea. Protestul a durat mai puțin de o jumătate de oră, timp în care nu a fost afectată relația cu pacienții. Angajații din sistemul sanitar spun însă că dacă nu le vor fi ascultate doleanțele, din 27 iunie se pregătesc de grevă generală. Au apărut legumele românești, piețele sibiene abundă de comercianți cu marfă frumos aranjată și nici privitorii nu lipsesc. Cei care lipsesc sunt însă oamenii care să și cumpere. Prețurile sunt încă ridicate, iar mai în glumă, mai în serios, unii spun că la noi salariile au rămas românești, doar prețurile au devenit europene. În timp ce guvernanții se laudă că începe să scadă inflația și că după ea ar trebui să o ia la vale și prețurile, măcar cele ale alimentelor, în piața Cibin, spre exemplu, cu 50 de lei abia dacă se pot cumpăra ingredientele pentru un ghiveci.
20 de post. Joi, în piața Cibin, roșiile românești se vindeau la prețuri cuprinse între 10 și 15 lei kilogramul. Castraveții costau între 8 și 10 lei pentru 1 kilogram, iar prețul ardeilor din import pornea de la 10 lei pentru 1 kilogram. Cei care au mai fost prin piață au putut cumpăra varză la prețul de 3 lei pentru 1 kilogram, în timp ce morcovii se vindeau la prețul de 9 lei kilogramul, ceapa 7 lei, cartofii noi la prețul de 5 lei kilogramul, tot atât și kilogramul de dovlecei, iar fasolea verde se comercializează la prețul de 20 de lei pentru 1 kilogram. Salata verde costă 5 lei căpățâna, iar legătura de ceapă verde se vinde cu 2 lei. Un jinărean în vârstă de 41 de ani s-a ales cu dosar penal la Sibiu. În timp ce conducea pe șoseaua Alba Iulia din oraș, bărbatul a trecut de filtrul polițiștilor rutieri, ignorând semnalele de oprire lansate de oamenii legii. Șoferul și-a continuat deplasarea, polițiștii s-au luat după el și au reușit să-l convingă să treacă pe dreapta abia după un kilometru distanță de la somația inițială. Când l-au luat la bani mărunți, polițiștii au înțeles rapid de ce refuzase bărbatul să treacă pe dreapta la semnalele inițiale. Individul avea permisul suspendat. În plus, a refuzat testarea alcoolscopică sau recoltarea de probe biologice. Bărbatul s-a ales cu dosar penal. La data de 15 iunie, în jurul orei 1 în municipiul Sibiu, polițiștii biroului rutier au efectuat semnalul regulamentar de oprire adresat șoferului unui autoturism condus pe șoseaua Alba Iulia. Conducătorul auto și-a continuat însă deplasarea, polițiștii rutieri reușind oprirea autoturismului în cauză după aproximativ un kilometru. La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea Jina, iar în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că dreptul bărbatului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat. Totodată, acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice. În cauză, la nivelul biroului rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolul 335 aliniatul 2 și articolul 337 din Codul Penal. La câțiva ani de la anunțul de începere a lucrărilor și după mai multe procese și firme schimbate, lucrările de extindere a școlii Nicolae Iorga din Sibiu sunt pe drumul cel bun. Atât clădirea care va adăposti săl de clasă și laboratoare, cât și sala de sport au fost deja ridicate. În ceea ce privește corpul de clădire cu săl de clasă, s-au montat geamurile și ușile la exterior, iar în acest moment se lucrează pentru izolarea și tencuirea clădirii. În interior, spun reprezentanții municipalității, se lucrează pentru aplicarea gletului pe pereți. În paralel se lucrează și la instalațiile de utilizare și finisajele interioare. Clădirea va fi una modernă, care va avea o terasă înierbată și la această terasă se lucrează în acest moment. Când va fi gata, clădirea va adăposti 22 de săli de clasă și laboratoare. În ceea ce privește sala de sport, structura metalică este deja ridicată. Acoperișul este la locul lui, a fost turnată pardoseala și se lucrează deja la punerea geamurilor și compartimentări interioare. Reamintim faptul că lucrările au început în anul 2020 cu o firmă vâlceană pentru un contract de peste 9 milioane de lei, însă au fost sistate un an mai târziu. S-a refăcut licitația, s-a deschis un proces pentru recuperarea prejudiciului de la prima firmă, a fost desemnat un alt constructor, iar lucrările au redemarat la începutul anului trecut. Cu puțin noroc, lucrările vor fi finalizate până în toamnă, iar elevii se vor putea folosi deja atât de sala de sport, cât și de noul corp de clădire. Alcoolul pare să fie marea problemă a șoferilor sibieni. Aproape că nu este zi în care polițiștii rutieri să nu depisteze în trafic măcar un singur șofer care a urcat la volan după ce a dat pe gât câteva pahare. Licor cu multe grade de tărie a consumat și un avrigean în vârstă de 53 de ani înainte de a urca la volan. Ghinionistul a intrat însă pe mâna oamenilor legii în timp ce conducea pe drumul județean 105G dinspre Tălmaciu spre Avrig. În cazul avrigeanului, etilotestul a indicat o valoare de 0,41 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice, iar mai apoi a fost întocmit dosar penal. La data de 14 iunie, în jurul orei 19, pe drumul județean 105G, polițiștii rutieri din cadrul poliției orașului Tălmaciu au oprit pentru control un autoturism condus dinspre Tălmaciu spre Avrig de către un bărbat în vârstă de 53 de ani, domiciliat în Avrig. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. La nivelul poliției orașului Tălmaciu s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
O defecțiune la rețeaua de gaz a pus la grea încercare nervii șoferilor care au avut drum pe Alba Iulia spre zona industrială. S-a circulat bară la bară, iar cei care se grăbeau să ajungă la serviciu au fost nevoiți să-și sune superiorii să anunțe că vor întârzia câteva minute bune. Lucrările au avut loc în zona intersecției cu strada Bilț, însă cozile de mașini s-au întins pe kilometri. În jurul orei 7, coada pornea de la giratoriul din Piața Unirii. Imagini cu mașinile încolonate au apărut și în social media, unde sibienii s-au plâns de faptul că numai ce scăpaseră de cozile generate de lucrările la podul peste Cibin de pe Alba Iulia, iar acum sunt nevoiți să stea din nou la coadă.